seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Bună dimineața am început, bună ziua am început și atât bună seara acum, pentru că, dragilor, trebuie să vă mărturisesc că n-aș fi ajuns acum dacă n-aș fi primit un telefon de la un elev care bănesc la bacalaureat acum și care mi-a spus: domnule profesor, sper să-mi aduc aminte. Cu trei mesaje au insistat. Domnule profesor, pe vreme de secetă, planta trebuie dată mai mult. Și trebuie dată până când moare. Răstălmăcit, am înțeles eu așa, că acum el e la bacalaureat și mi-a cerut să mai fac niște subiecte de acestea ca variante pentru bacalaureat, pentru că au zis așa: lăsați prostiile celelalte, că acelea le face mai târziu, dar acum avem nevoie de chestia asta. Vă implor, domnule profesor, fac așa asta, am venit la Bacău acum, ora 7:19 este acum, după am venit 35 de km de la Bacău până aici, la locul meu de muncă, și fac asta pentru tine. Dar să nu lungesc vorba, astăzi a fost de la Antena, sper să fie dat acum știrea după amiază, băieții, și poate cu ocazia asta mai mulți mă vor descoperi. Acolo se află și un elev care lucra pe calculator și era în fața calculatorului și tocmai vă arată cum a descoperit el pe Prof. Online, cum a navigat de tastând pe Google Prof. Online. Veți vedea, mi s-a părut o chestie foarte interesantă cu elevul respectiv, care vă indică cum să ajunge pe site-ul meu. Blogul video, cum se spune. Așa. Lecția nu 56, 54, 55. Așa. Haideți să pornim repede la treabă, dragilor. Să sper că vă fac unul sau două subiecte. Am să măresc și eu ritmul, că dacă să pot, până în tunică. Deci vă promit că voi face lecția până acolo, până în momentul în care se va întuneca. Uite, s-a deschis la varianta 39. Varianta 39 o să o facem. Aici s-a deschis cartea, de aici facem. Le zice așa. Subiectul 1. Varianta 39. Avem o oră și jumătate, cam așa. Tarli gata să dea după deal, dar hai să zicem. 1. Doamne ajută-ne să reușim cât mai mult. 1. Subiectul 1. Roman. 1 e prima chestiune care să se calculeze produsul. Logaritmul baza 3 din 2. Logaritmul baza 3 din 2. Ori logaritmul baza 2 din 9. Ori logaritmul baza 2 din 9. Dragilor, e foarte rapid de lucru, dar trebuie să știți câteva chestii aici. Dacă cumva credeți că logaritmul unui produs, ăsta e un număr înmulțit cu alt număr. Deci nu am ce face decât trebuie să fac calculul ăsta. Numărul ăsta înmulțit cu numărul ăsta. Dar nu știu cât e logaritmul baza 3 din 2. Dacă ar fi 3 din 3, ar face 1. 3 din 2 mai puțin decât 1. Cu numere decimale, cu infinitate decimale, nu pot să știu exact cât este. Dar eu am niște proprietăți. Și anume, logaritmul baza A din 1 egal cu 0, logaritmul baza A din A, logaritmul baza A din A face 1, vă spuneam dacă aș fi avut 3, aș fi reușit, logaritmul baza A din A ori B din produs egal cu suma logaritmilor, logaritmul baza A din A mare plus logaritmul baza A mic din B mare, logaritmul unei fracții din A pe B egal cu logaritmul baza A din A mare, minus logaritmul baza A mic din B mare, logaritmul în baza A a unei fracții, a unei puteri, A la N egal cu N, logaritmul baza A mic din A mare, altă proprietate, da, logaritmul în baza A din B, egal cu logaritm, 1 supra logaritm în baza B din A. Dar de unde vine chestia asta? E vorba de formula de trecere dintr-o bază în alta, să văd dacă mă amintesc, sper să mă descurc.
E vorba de logaritm baza A din B, care trecem cu el în baza C și va fi logaritm baza noua bază C din B supra logaritm noua bază C din baza veche, din A. Așa asta e formula. Ei bine, în condițiile astea, eu am să trec logaritmul ăsta din baza 2, dragilor, din baza 2 în baza 3. Hai să vedem ce iese. Este egal mai departe cu... Îl las pe primul așa, logaritmul baza 3 din 2, ori logaritmul noua bază care vreau eu, baza 3, din 9, uitați după formulă, deci noua bază C-ul, C-ul de aici este cât? Este, în cazul meu, 3, supra logaritmul noua bază, 3, da? În baza 3, că am trecut din baza 2, în baza 3, C-ul este asta, din fosta bază, din 3. Și este egal acum cu, ia să văd cât va da, egal cu logaritmul în baza 3 din 2, ori logaritmul baza 3 din 9, hai să văd dacă fac, logaritmul baza 3 din 2, din fosta bază, încă o dată, noua bază în care trec este 3, și zic logaritmul baza 3 din 9, supra logaritmul baza 3 din 2, așa da, și egal, înmulțit cu, am aplicat formula, mă grăbesc, pot să greșesc și eu, atenție multă, voi să descoperiți greșeala. Aici iese pe 9, îl pot scrie ca 3 la a 2-a, dragilor, 3 la a 2-a și conform proprietății acestea iese 2 în față și vine 2 logaritm în baza 3 din 3 supra logaritm în baza 3 din 2 și este egal mai departe cu 2 îl pun tot mai în față, logaritm baza 3 din 3 este ceea ce avem acolo, cât face 1 și atunci voi avea 2 înmulțit cu logaritm în baza 2 în baza 3 din 2 ori 1 supra logaritm baza 3 logaritm baza 3 din 2. E extraordinar. Extraordinar și aici este același lucru, este un număr și aici e la numitorul al număr. Și asta simplifică cu asta. Și face 2 ori 1, 2. Terminate chestii. Extrem, foarte ușor a fost. Care a fost mezul chestiunii? Să știu formula de trecere dintr-o bază în alta. Și în ce bază trebuia să trec? În baza 3, ca să fie și ăsta logaritmul ăsta, ăsta și cu celălalt, tot în baza 3 am doi. Formula am aplicat-o, totul a ieșit frumos, am știut și logaritmul unei puteri, arunc exponentul în față, mi l-am dus pe 2 în față, l-am pus-o mai în față și ăsta s-a simplificat și a terminat chestiunea. Vedeți, dragilor? Dacă aveam în minte toate proprietățile, le descurcăm foarte repede. Ștergem tabla urgent și trecem la subiectul 2. E subiectul 2 care sună astfel. 2. E, așa. Să se rezolve în mulțimea numărilor reale ecuația. Să se rezolve ecuația. 4 la x minus 2 la x, 4 la x minus 2 la x, minus 2, egal cu 0. Dragilor, asta e o ecuație exponențială foarte simplă. Foarte, foarte simplă la îndemâna voastră. Deci nu stăm pe gânduri și eu și rezolvă foarte repede. Pentru că pe 4 la x se pot zice 2 la x totul la a doua. Deci 2 la x totul la a doua. Minus 2 la x, minus 2, este egal cu 0. Și fiindcă peste tot a apărut 2 la x, notăm 2 la x. 2 la x egal cu un t. Și atunci ecuația devine t pătrat minus t minus 2 egal cu 0. Și aflăm, rezolvăm ecuația rapid, t1, 2 egal cu t1, 2 egal cu minus 1, adică 1 plus minus radical din radical din 1. Știi ce te rog pe tu, cel care a insistat atât așa, zis, mă, vă implor, scrii și un mesaj acolo, pentru ca să nu creadă cineva că eu am zis asta așa fictiv. Și crede-mă că am venit la insistența ta. Și atunci vine 1 plus sau minus radical din 1, minus 4ac, plus 4 ori 2, plus 8. Totul supra 2. Și am o dată T1 egal cu 1 și cu 8, radical din 9, 3. 1 și cu 3, 4, pe 2 și egal cu 2. Iar T2 egal cu 1 minus 4, minus 2, pe 2, minus 1. Dragilor, astea sunt cele două valori, mă întorc la substituții și voi spune că 2 la x egal cu t, cine este
Da, dar exponențiala, trebuia să fac precizarea că T trebuie să fie mai mare ca 0. Pentru că exponențiala totdeauna un număr pozitiv. Și atunci, T-ul egal cu minus 1 nu convine. Singura valoare care vine este 2 la x egal cu 2, din care rezultă că x egal cu, rezultă că x egal cu 1. Am rezolvat ecuația foarte repede. Dar nu mă pot abține, mă iertați că fac chestia asta. Vreau să vedem și câteva tipuri de ecuații exponențiale, sper să găsesc repede. Și să insistăm un pic ca voi să aveți mai clare lucrurile acestea. Deci, parcă există un capitol, ecuații și inecuații exponențiale, funcție, mulțimi de numere. Hai ca să găsesc asta. Vreau să dau ecuații raționale, ecuații exponențiale și ecuații logaritmice. Așa, dragilor. Haideți să vă fac. Tot a venit vorba de ecuații. Deci ce sunt ecuațiile? Sunt niște egalități și noi trebuie să găsim x-ul acela, încât dacă înlocuim, burarul 1, vine 2 la 1, totul la 2 face 4, minus 2 la 1, 2, și minus 2 fac 0. Adevărat. Deci asta era problema. Să găsim, deci cheamă exponențială, pentru că e necunoscută la exponent. Și atunci trebuie să găsim acea valoare. Am zis 39, da, bun, am acolo scris. Să continui cu câteva ecuații iraționale, exponențiale și logaritmice. Câteva de acestea, dragilor, știți că v-am promis să mai dezvolt un pic. Nu mă las numai cu ecuația aceea, ci și încerc să fac două, trei exemple aici, să lăgesc cadrul pentru ca să vă fiu de cât se poate de adevărat de folos. Nici nu mai am debitul a crescut verbal și eu doresc doar să vă alunesc timpul cât se poate de bine. Iată vă să se rezolve ecuația. Radical din x minus 5, așa, este egal cu 2. Se cheamă ecuație irațională, pentru că necunoscută e sub un radical, da? Radical de ori în 2. Imediat când văd asta, trebuie să mă asigur că există radicalul, adică voi pune condiția. Condiția, x minus 5 mai mare egal decât 0, da? Și acum fac o manevră prin care scap că radicalul ca valoare și la un număr pozitiv. Adică asta ar trebui să spun că x mai mare egal decât 5, adică rezultă că x aparține de la 5 la plus infinit, dragilor, da? Ei bine, aici vin ambii membri la pătrat și vine x minus 5, deci și pe ăsta la pătrat și pe ăsta la pătrat, că sunt pozitive, nu există niciun risc să se întâmple ceva care să îmi dea peste cap, și vine x minus 5 egal cu 2 la pătrat 4, adică x egal cu 9. Și 9 aparține de la 5 la plus infinit. Și ca să fiu și foarte sigur, verific acum. Verific. Și eu zic, radical din 9 minus 5 este egal cu 4, care radical de 4 face 2. Adevărat. Bun, am găsit soluția. Altă ecuație. Am să mă duc la alta, un pic mai sar și eu mai repede. Bacalaureat 2009. Zice așa, radical din C3 din x pătrat minus x minus 3, așa, egal cu minus 1, dragilor. Deci radical x pătrat minus x minus 3 egal cu minus 1. Ei, când am radicalul de ordin 3, nu mai pun condiția că radical de ordin 3 din minus 8 egal cu minus 2. Pentru că minus 2 totul la a treia înseamnă minus 2 ori minus 2 minus 2 3 ori face exact minus 8. Radical de ordin 3 din 8 face 2. Fiindcă 2 la 3, dragilor, face 2 ori 2, 2 face 8. Deci radicalul de ordin impar nu mai este pretențios. Nu mai pun condiția ca la radicalul de ordin impar, ci pur și simplu am să ridic la a 3 ambii membri și atunci este echivalent, în transcrie, totul ăsta la a 3 egal cu ăsta la a 3. Și atunci zic x pătrat minus x minus 3 este egal cu minus 1 ori minus 1. Echivalent cu, mă duc la ecuația de gradul 2, x pătrat minus x minus 3 plus 1, minus 3 plus 1 egal cu 0, ceea ce ar însemna că am x pătrat minus x minus 2 egal cu 0. De unde rezultă x 1, 2 este egal cu 1 plus sau minus radical din 1 plus 4. E cea de sus, adineaure am văzut-o. Și parcă ce rădăcine am găsit? Am găsit parcă minus 2, x1 egal cu 2 și x2 egal cu minus 1. Așa mi-am amintesc eu, nu mă gândesc. Acestea sunt cele două valori, pentru că ce două numere adunate se facă 1 aici și mulțite se facă minus 2. Corect.
Astea sunt cele două valori și atunci ambele sunt bune. Dacă le verific, o să vedeți că ambele îmi dau rezultatul acela, și anume, dacă în loc de x pătrat minus x minus 3 pun pe 2, 2 la a doua face 4, minus 2 face 2, 2 minus 3 face minus 1, radicalii și 3 din minus 1 egal cu minus 1. Și dacă îl pun pe minus 1, vine 1 plus 1, 1 plus 1, minus 3, 1 plus 1 face 2 minus 3 face minus 1, adică nici 3 din minus 1 face minus 1. Și în concluzie am arătat că ecuația este corectă. De ce a vrut autorul când a propus treaba asta? A vrut să vadă dacă știu că nu mai trebuie să pun condiții? Hai, lasă-mă tu. De ce ai venit așa? E spre seara de acum, tot mă ataci. Vreau să eu și lucrez, eu, băieții îmi cer ajutor și voi mă împiedica să fac treaba. Mergem mai departe și anume mai fac încă o ecuație. Iată să facem, dragilor, următoarea ecuație. Radical din x pătrat minus 4, radical din x pătrat minus 4, plus radical din x plus 2, x plus 2, este egal cu 0. E, radicalii ce indiceau? 2. Păi indice par, nu stau pe gânduri, pun condițiile. Ca să existe cei doi radicali, ca să mă apuc de a treabă, nu am altă soluție. Și anume ce condiție pun? X pătrat minus 4, x pătrat minus 4 mai mare egal decât 0 și x plus 2, plus 2 mai mare decât 0, mai mare egal decât 0. Dragii mei, haideți să mai lucrăm pe x pătrat minus 4, să scrie ca fiind x minus 2, pe lângă x plus 2 mai mare ca 0, mai mare egal decât 0 și x plus 2 mai mare egal decât 0. Dragilor, dacă x plus 2 mai mare ca 0, atunci la înmulțire un număr pozitiv și cu cine se facă tot pozitiv? Asta implică, ținând cont de condiția asta, că și x minus 2, x minus 2 mai mare decât 0, mai mare egal decât 0. Și în loc să o rezolv pe asta, pur și simplu merg cu x minus 2 mai mare ca 0, x plus 2 mai mare ca 0 și din astea două, asta înseamnă că x aparține de la 2 la plus infinit, și cealaltă aparține x de la minus 2. Hai mă, fetitor, lăsați-mă la plus infinit. Și cele două intersectate înseamnă că x aparține de la 2 la plus infinit. Asta e zona în care vom căuta noi să găsim x. Deci știm că dacă luăm x de la 2 încolo, și asta e pozitivă, și asta e pozitivă. Asta e pozitiv pentru 2, se întâmplă 4 minus 4 face 0, dar ceva la pătrat dincolo de 2 îl domină pe minus 4 și la fel și x plus 2 cu atât mai bine. Și acum, haideți să, dacă pun masca și iată că începe să nu se mai vadă bine, e mai greu atunci. Și atunci iată că am să încerc să suport așa. Da, sunt aproape de ele și uite că, op, două, mă fugăresc. Dragilor, în condițiile acestea, cum să fac să scap de radicali? Aș putea să fac următoarea manevră. Să ridic totul la pătrat, dar prezența celor doi radicali în stânga și amândoi în așa, mă deterne să mai ridic încă o dată la pătrat pentru eliminarea radicalilor. Și atunci îți duc pe unul în dreapta și zic radical din... Stați un pic, nu-i bine ce fac. Dragii mei, ăsta e un număr pozitiv. Și ăsta e un număr pozitiv. Ăsta e mai mare egal decât 0. Și ăsta e mai mare egal decât 0. Și o sumă de numere pozitive să facă 0, dacă și numai dacă, amândouă sunt 0. Deci asta s-ar reduce la radical din x pătrat minus 4 egal cu 0 și radical din x plus 2 egal cu 0. Ce aici ar însemna? Dacă adică vine x pătrat minus 4 egal cu 0 și că x plus 2 să fie egal cu 0. Simultan trebuie să se întâmple. Deci x egal cu plus... Hai mă, x egal cu plus minus 2 și încoace x egal cu minus 2. Și partea comună înseamnă că singura soluție x egal cu minus 2. Dar să vedem dacă minus 2 este bună, dacă minus 2 aparține intervalul în care vreau să lucrez. Dragilor, x egal cu minus 2, eu unde lucrez, caut, trebuie să văd dacă minus 2 verifică. Cred că am greșit ceva, trebuie să văd acum, că am spus că soluția ar fi de la... Hai mă, te puțin. Minus 2 la plus infinit. Și, da, de la 2 nu place nimic, dar și minus 2 poate fi luat. Asta e.
Că la, e și cu egalitatea asta, și cu egalitatea asta, păi era posibil să am și pe 2. Asta este, asta, pe minus 2. Deci domeniul în care lucrez este de la 2 încolo, reunit cu mulțimea formată din elementul minus 2. Că minus 2 face treabă bună. Minus 2 plus 2 fac 0 și minus 2 la pătrat face 4, minus 4 fac 0. Am greșit, da? Deci trebuia să fac tabelul de valențe. Am grebuit, asta e. Vreau să fac mult și mai stecuri și greșeli. Vă rog să frumos mă iertați. Deci iată că trebuia să spun, să fiu atent că și în minus 2 se întâmplă. Și iată chiar x egal cu minus 2 și eu cum spuneam că aud de la 2 încolo, era o mare prostie. Și eram cât pe ce să renunț la x egal cu minus 2 și ar fost o mare tâmpenie. Nu, nu, dragilor. Am burete, nu? Chiar băiatul meu râdea la un moment dat, zice, tata, când eram răcit atunci, făceam lecțiile acelea și zice, dar ce tine chinuia așa, că dai Batista comună. Dar de așa, așa nu mai era cazul să mai uz buretele. Două s-au venit acum. Hai, mă, lăsați-mă. Da. Atunci am povestit eu întâmplarea aceea cu elevul acela năstrușnic cu tatălui, cu prosopul. Într-un comentariu m-a întrebat a cui erau... Acum nu asta trebuie să mă ocup acum. Să dau drum mai departe, iar mă prind de noapte. Deci, dragii mei, x egal cu minus 2 a fost soluția. Merg mai departe. Să se determine x din z. Deci, să se... nu mă las. Să-ți determine x din z. Să-ți determine x din z. X din z. Așa încât numerele. Așa încât numerele. 4x minus 5, virgul radical din 7x la 3-a, 7x pătrat plus 8, da? 7x pătrat plus 8 și respectiv 5x minus 1 să fie în progresie aritmetică, să formeze o progresie, să fie termen consecutiv al unei progresie aritmetică, adică ăsta din mijloc este semnul suma vecinilor, da? Sau, da, ăsta din mijloc, radical din 7x pătrat plus 8 este semisuma, adică ăsta plus ăsta pe 2. 4x minus 5 adunat cu 5x minus 1 totul pe 2. Ce vrea autorul aici? Vrea să vadă ce înseamnă progresia aritmetică și acolo este proprietatea de caracterizare care spune un termen al de care e semisuma vecinilor egală distanță de el. Aduc la același viitor și s-a format ecuația 2 radical din cât? Din 7x pătrat plus 8 este egal cu 4x cu 5x, 9x, 9x, minus 5, minus 1, minus 6, totul supra 2. Iată, dragilor, așa sta, amplific aici cu 2 și vine 4 radical, 4 radical din 7x pătrat plus 8, este egal cu 9x minus 6, echivalent cu, mereu când văd tabla mișcându-se, mă gândesc că aici n-am rezolvat treaba și tare sunt așa cu... stresat, dar trebuie să o fac într-o zi. Adică ambii membri la pătrat și vine 16 pe lângă 7x pătrat, 7x pătrat plus 8 este egal cu 9x minus 6, 9x minus 6, totul la pătrat. Echivalent cu 16 pe lângă... N-am putut să fiu mai repede pentru că am avut o problemă cu mașina, a trebuit să schimb plăcuții la frână. Și am zis, mă rog, un șurub acolo nu a mers foarte greu. Am avut dimineață pe cei de la Antena 1 care au făcut știrea. Sper că la ora asta știrea deja lucrează. Așa că, vedeți, alerg și eu de colo-colo și greu. Eram convins că nu mai ajung în seara asta. Dar așa m-am hotărât, zic, neapărat cum ies de la service, o tot ajung și la Bacău. Și atât, la Bacău, la Călugărină și la Spină, să fac măcar o jumătate sau o oră de... prea mare, prea frumoasă a fost rugămintea elevului respectiv. 7x pătrat plus 8, așa, egal cu 81x pătrat, adică la pătrat, da? De 2 ori, 2 ori 9, 18, 18 ori 6, 6 ori 48, 6 ori 6, 4, 108, deci minus 108x, și
și plus 36. Plus 36. 17 ori 6, 77 ori 6, 42. 2 și 4, 7 ori 7 și 4, 11. 11 x pătrat plus 6 ori 48. 8 ori 8 și cu 4, 12. 128 este egal cu 81 x pătrat minus 108 x plus 36. Echivalent cu 181 minus 101 din 2, 1, 8 din 11, 3, 31 x pătrat, minus, plus 108 x, plus 108 x, așa, și 128 minus 36, sau 126, da, 6 din 8, deci plus 2, și 3 din 12, 9. 92 egal cu 0. Dragilor, dată o ecuație destul de urâtă, să zic așa. Când știi numere mari, acolo, nu știu dacă se divide prin 31, 31 număr prim, ar trebui să lucrez, dacă n-am greșit cu ceva, asta este ideea. De acum am rezolvat ecuația asta de gradul 2 și cu asta veți vedea dacă ați... N-am pus condiția, e 7x pătrat plus 8 mai mare decât 0. Deci trebuia să pun condiția, atenție, e condiția care trebuia să o pun, 7x pătrat plus 8 mai mare egal decât 0 și 9x minus 6, 9x minus 6 mai mare egal decât 0, să vă spun de ce. Prin ridicare la pătrat ambii membrii, există posibilitatea ca aici să fi fost un număr negativ și să adaugă soluții. Dar dacă mă asigur și aici să fie pozitiv, pentru că radicalul de ordin pare este un număr pozitiv, treaba merge foarte bine. Așadar, dragilor, rezolvați sistemul acela de inecuație și cu condițiile acestea, dar asta e natural îndeplinită, pentru că ceva la pătrat, și aici ar fi că x mai mare egal, asta e adevărată, nu am nicio treabă, e adevărată. Iar aici x mai mare decât 6 pe 9, adică 2 pe 3. X aparține de la 2 pe 3 la plus infinit. Așadar, dacă vor da și soluții care nu se încadrează aici, nu le acceptăm. Sunt două variante, nu două soluții posibile reale. Și noi să acceptăm doar pe, să vedem mai departe, ca să nu pierd timpul. Doar acele care sunt de intervalul respectiv. Să mergem și să vedem un alt egășițiu care va suna în felul următor. Să șterg toată tabla pentru că este important să am spațiu de lucru. Dar o să mai rămâne în urmă. Deci, dragii mei, încerc să fac cât pot de repede treaba. Să zicem așa. Un alt egășițiu care îl văd aici. Să se determine x din z, deci din z, atenție, acolo trebuia din x, x aparține lui z, așa încât numerele radical din x plus 3 plus radical din x plus 6, nu, radical din x plus 3, radical din x plus 6 și respectiv radical din x plus 18 să facă să fie în progresie geometrică. Conform proprietății de caracterizare, un termen oarecare, care era calitatea termenului progresiv. Termenul se obține din cel, fiecare termen se obține din cel de față înmulțit cu aceeași cantitate numită rația. Proprietatea de caracterizare este asta, că ăsta din mijloc la pătrat e produsul vecinilor. Adică asta se traduce că radical din x plus 6 la pătrat este egal cu radical din x plus 3 ori radical din x plus 18. X plus 18. Echivalent cu, ia să vedem la ce ajungem, înseamnă că asta era, trebuie să pun condițiile, condițiile nu mă apuc de treabă, condiții, e vorba de x plus 3 mai mare decât 0, x plus 6 mai mare decât 0 și x plus 18 mai mare egal decât 0. Dacă x aici e de la minus 3 încolo, x aparține de la minus 3 la plus infinit, altul x aparține